În noiembrie veți vedea echipa care se va închega și nu ne oprim acolo, pentru că intenționez, nu știu dacă o să și reușesc, dar intenția mea este să fac o selecție pe proiecte, pe lista consilierilor locali, chiar din afara partidului, chiar și din afara partidului, adică să dau un anunț în care primele trei proiecte care vor fi selectate de o comisie nu numai politică, ci și din societatea civilă cu specialiști, primele trei proiecte pentru Bacău să fie printre primii pe lista de consiliere ai Partidului Democrat Liberat, pe locurile eligibile. Deci un concurs practic de proiecte. Un concurs de proiecte. PDL. Asta intenționez. Cred că e o idee originală la nivelul... Nu e originală. Nu e originală. La nivelul municipiului mă refer. La Bacău, da. Însă primul care a făcut lucrul acesta a fost Falcă la Arad.